Nutriționiștii vă sfătuiesc că în această toamnă să nu ocoliți dovleacul. Deși poate fi consumat în mai multe feluri, dovleacul de toamnă sau plăcintarul, cum se mai spune, conține antioxidanți și beta-caroteni. Dovleacul este foarte bun și poate fi consumat în stare naturală. Este sărac în grăsime, are un număr redus de calorii și are un bogat conținut de vitamine. O ceașcă de piure de dovleac are 80 de calorii și colesterol zero. Leguma conține și beta-caroten. Aceasta este o provitamină convertită de către organism în vitamina A. Pulpa de dovleac conține vitamine, în special provitamina A, vitaminele E și C, săruri minerale, hidrați de carbon, proteine, iar semințele conțin ulei, proteine, lecitină, rezine și enzime cu proprietăți antihelminice. Dovleacul poate fi consumat copt sau sub formă de plăcintă, crud și ras, în salate roșii, castraveți și conopidă. Cum pregătiți dovleacul? Pe cum să-l pregătim, doamnă? Plăcintă, la fel ca și merele se fac. Înțeles că are și multe vitamine. Asta nu știu, că nu sunt în domeniu. Da. Cred că consumați dovleac? Consumăm noi. De ce să nu consumi dovleac? Se coace. Copt, aici nu se consumă. Ca pe măr. Cum se face prăjitura cu măr, așa se face și ăsta. Ras, călit așa cu zahăr, cu scorțișoară, cu mirodenie. Ca plăcinta. Ca plăcinta cu mere. Și cum se mai mănâncă? La cuptor? La cuptor, da. Felin, frumos. Dar are vitamine? Ce are? Da. Păi cred că are, nu știu. Câte kilograme are acesta? Cam 30. Și cât costă? Păi 2 lei kilogram. În curele de crudități recomandate în cancer, leucemie, scleroză, în plăci sau diverse boli greu vindecabile, semințele de dovleac sunt de mare ajutor prin rolul energizant.